Bună seara! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Cu Sufletul Deschis. Invitatul meu din această seară este preotul Radu Trifon, preot slujitor la Catedrala Eroilor din Hunedoara. Bună seara și bine ați venit la noi, Părinte! Mulțumesc pentru invitație! Intenționez cu ajutorul lui Dumnezeu să fac o serie de 6 emisiuni pe teme religioase în acest post. Primul invitat sunteți dumneavoastră. Onoare, mulțumesc! Cu mare drag! Și aș vrea să vă prezentați un pic, da, să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și despre activitățile dumneavoastră. Da, deci cum m-ați prezentat, mă numesc Radu Trifon, sunt preot la Catedrala Eroilor din Hunedoara, unde părinte parohie este părintele Ioan Tiric. În același timp sunt și consilier educațional și consilier cultural la Episcopia Deveșii Hunedoarei, unde mă ocup de ceea ce înseamnă activitățile de învățământ, culturale și de tineret. Și, în tinerețe am fost inginer, mulți ani, mai sunt, că diploma nu mi-a aruncat-o încă nimeni. Am fost și muzician și rocker, am fost cam de toate. Și cum, după toate aceste activități și experiențe, cum ați ajuns să faceți lucrul acesta? De ce ați ales această cale? E o poveste lungă, o să o încerc să o rezum. Pe vremea când cântam în trupa Bethlehem, și numele era cumva predestinat, că am avut așa o aplecare către orășelul acesta mic unde s-a născut Hristos, și textele pieselor erau percepute ca fiind spirituale, nu neapărat religioase, că n-au fost religioase, dar erau mai spirituale față de ce se cânta în general în lumea rock. Am început să primesc foarte multe scrisori. Pe vremea aceea nu exista internetul, nu existau căsuțele de mail, nici canalele de comunicare digitale, dar existau fanboxuri în revistele de specialitate. Și în revista Pop Rock and Show aveam fanbox unde primeam scrisori, multe. Și printre cele care spuneau, vai, vreau un album, vai, ce frumos cântați, vai, ce mai știu eu cum, existau și scrisori care îmi puneau întrebări. De exemplu, soțul mă înșală, soțul mă părăsește, copiii nu mă ascultă, iubitul nu știu ce mi-a făcut, în general de la femei. Pentru că mesajul spiritual cumva dădea impresia că eu am răspunsurile la întrebările vieții. Și nu le aveam, bineînțeles. Și atunci am început să studiez. Prima dată am zis să studiez chestiile moderne. Mă apuc un pic de filozofie, de psihologie, eu fiind inginer. Muzica era cumva acasă cu ea, literatura de asemenea. Dar cumva nu găseam neapărat răspunsurile așteptate. Și un părinte zice, mă, tu trebuie să faci ceva, că zice, tu nu ești aici cu calculatoarele, cu sârmele, cu electronica. Și du-te, fă un pic teologia, că zice, acolo le vei găsi pe toate și toate răspunsurile. Și vă spun sincer, vreodată m-am dus din această dorință de a găsi răspunsuri. În primul la întrebările mele pe care mi le puneam și pe urmă la celelalte. Și așa am ajuns să fac teologia. Preoția s-a întâmplat destul de târziu după ce am terminat teologia, s-a întâmplat. Asta a fost. Acum faceți activități și cu copiii. Da, da. Adică la început am făcut activități cu copiii, acum doar încerc să le coordonez pentru că sunt preoți tineri care au alt avânt, alt entuziasm, dar pot să vă spun că la inițiativa Preasfințitului Părinte Gurie, vrednicul de pomenire, Dumnezeu să-l odihnească, am inițiat această serie de centre de tineret Ortocafe. Primul a fost deschis la Deva în 2017 și pot să spun că a fost un succes din punct de vedere al misiunii printre tineri. Da, mă simt acasă și credeți-mă, eu sunt unul dintre cei care mi-au energia de la cei mici. Da. Acum am o consiliere, o clasă a 8-a la Școala Generală 1 din Hunedoara și cele două ore de discuții pe care le am cu ei din două în două săptămâni chiar mă încarcă. Unii mă întreabă,
Dar nu ești epuizat. Nu. Mai mult mă epuizează o spovedanie la catedrală cu oameni maturi cu probleme decât să răspund întrebărilor celor mici. Da, așa cred și eu. Și eu lucrez tot cu copii, da, și simt același lucru. Da. Că copiii te încarcă. Sunt deschiși, sunt sinceri, nu sunt, da, formali. Da. Ceea ce asta pe mine mă bucură. Și fac cu tot sufletul ce fac și spun din tot sufletul și... Și ei apreciază lucrul ăsta. Adică simt, da, când ești sincer și deschis cu ei. Foarte adevărat. Credeți că sunt receptivi? Adică din experiența dumneavoastră, ei sunt receptivi? Vor să vină să facă pasul spre religie, spre unii, da, credință? Unii, da, și vă spun și din constatările personale, pentru că înainte de a face ortocafeul am fost pe teren mulți ani în licee, la orele de religie și nu numai, și la dirigenție, și cumva am încercat să iau pulsul, ce așteptări au ei de la biserică, de la Dumnezeu, și mi-am dat seama că în primul rând ei doresc să fie ascultați. Asta e o problemă generală a societății, dar mai ales la tineri. Părinții n-au timp, colegii sunt cum sunt și ei toți au probleme. Nu există tânăr să nu aibă niște probleme, pentru el sunt existențiale, chiar dacă nouă ni se par minore. Și în primul rând au nevoie de a fi ascultați. Și așa s-a născut ideea ortocafeului, unde pe lângă socializare ei acolo intră într-un fel de relație prin părintele Radu Scânteie, care e cumva duhovnicul acestui centru, intră într-o relație cu Dumnezeu, non-formală. Mulți fac pasul către biserică, către partea liturgică, către liturghie, spovedanie și așa mai departe. Sunt și destui cei care nu fac pasul neapărat, dar și faptul că trăiesc într-un mediu cumva ambibat de spiritualitate îi ajută foarte mult. Să înțeleagă în general realitățile vieții în care trăiesc. Da. Ce credeți că ar trebui făcut ca tineretul să fie mai aproape de biserică și... În primul rând să fie biserica foarte sinceră cu ei. Și să nu le impună norme, credeți-mă. Eu fiind un rocker și încă se mai vede gaura de la cercel, când auzeam de norme, nu te îmbrăca așa, taie-ți părul și așa mai departe, aveam senzația că Dumnezeu este un constrângător. Un tip care stă după ușă cu ciomagul și așteaptă să greșesc ca să-mi facă ceva. Și până n-am realizat că de fapt Dumnezeu mă așteaptă și mă primește așa cum sunt eu, n-am făcut nici eu pasul către relația corectă și cinstită cu el. Ori tinerii asta așteaptă, credeți-mă. Ei au impresia, marea majoritate, că biserica este un set de norme. Religia este un set de norme pe care dacă le împlinești, ești ok în fața lui Dumnezeu. Dacă nu le împlinești, nu ești ok în fața lui Dumnezeu. Și marea majoritate a acestor norme sunt constrângătoare. Nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Ori la vârsta aceea să le spui nu, e o mare greșeală. Dimpotrivă, da. Iubește și fă ce vrei, nu în sensul de sexualitate. Da. Iubește și fă ce vrei și Dumnezeu te primește așa cum ești. Am avut chiar experiența, una similară, părintele lui Necula de la Sibiu, în parcul catedralei din Hunedoara, veneam într-o dupămasă la vecernie, a fost prin 2016-2017, nu mai țin minte, în fine, nu contează, și găsesc în parc doi tineri, nu elevi de liceu, probabil trecuți de vârsta liceului, cu tatuaje, cu cercel în ureche, cântau foarte frumos la chitară și cu voce. Și mă duc la ei, s-au speriat, prima dată m-au văzut în reverendă, se așteptau să-i cert, că ei cântă în spatele bisericii. Și am zis, bă, cântați frumos, băieți. Nu vreți să discutăm? Uite, veniți la biserică. A, noi la biserică. Ei cumva cu miștocăreala specifică vârstei. Și am zis, ok, hai facem un târg. Îmi dai mie chitara, eu îți cânt ceva și alegi tu, așa, nu exact piesa, alegi tu ceva. Dacă eu știu să-ți cânt și îți place, vii și tu la biserică. Și așa s-a întâmplat. Mi-a zis, a, ce știi să cântați? Păi nu știu, încercați-mă. Hai, uite, un holograf. Gata, cântăm un holograf. Au rămas destul de surprinși și am zis, bine, ne vedem duminică la biserică. Eu vă chiar acum. Gata, venim. Și am așteptat, chiar am așteptat să vină duminică la biserică. Chiar am întrebat. N-au venit pe aici, a doi, ba, zice, unul dintre, nici mai știu, o femeie, un bărbat. Au venit, părinte, acum să-i lasă să intre în halul ăsta în biserică. Aveau cercel, aveau blugi rupți. Și am zis, bă, fraților, mi-ați nenorocit pur și simplu avântul. Da. Și zic, nu vă mai băgați. Credeți-mă, lăsați-i să vină așa cum sunt ei, așteaptă Dumnezeu. Pentru că dacă îi respingi și le pui niște clișee, știți, ca și în patul lui Procus, i-ai pierdut definitiv. Apostolii au fost oameni simpli. N-au fost dintre farisei, n-au fost dintre cei care împlineau dreptatea.
până la urmă, toți sfinții, vine în minte acum Maria Egipteancă, că tot o vom sărbători în data de 1 aprilie și a 5-a duminică din post, a fost o desfrânată notorie, 17 ani. Și a ajuns sfânta, ca să zic așa, prin excelență, la care facem referire ca model de pocăință. Deci oamenii trebuie înțeleși și primiți așa cum sunt ei. În momentul în care le pui niște, da, când ajung ei să înțeleagă de ce e bună norma, e altceva, dar să le pui dintr-un început, i-ai pierdut. Și asta cred că este o greșeală, na, cumva dintr-un anumit punct de vedere al bisericii. Da. În general. Pentru că oamenii, mergând la biserică pe urmă și apropiindu-se de credința și de Dumnezeu, da, normă, și-și doresc și singur să respecte. Sigur, sigur, da. Pentru că dogma nu e altceva decât, hai să spunem, balustrada sau cum se numește, parapetul de pe marginea autostrăzii. Ca să nu intri în decos, să nu o iei razna pe arătură, te ține acolo. E, când înțelegi că dogma și norma asta este, nu te lasă să greșești, te ține pe o cale care ție folositoare și bună, atunci o respecti din propria inițiativă, nu că ți-o impune cineva. Oare în școli nu ar trebui să se schimbe ceva în sensul acesta? Adică... Acum, eu am o relație foarte bună cu profesorii de religie, fiind consilier pentru învățământ. Și trebuie să vă spun că și acolo, ca și în orice domeniu, ca și în medicină, ca și în absolut orice, există oameni și oameni. Unii înțeleg vocația de a-L duce pe Dumnezeu în mijlocul lor, alții înțeleg faptul că trebuie să predea o materie. Cei care înțeleg doar faptul că trebuie să predea o materie n-au succes cu tinerii, evident. Dar cei care trec dincolo de, hai să spunem, rigoarea programei școlare și încearcă să ajungă la sufletul celor mici, au un alt succes. Și dintre cei care au succes, aduc și în biserică. Da, da. Am văzut și tineri chiar, care chiar își încreștinează ei părinții. Am avut, hai să spunem, situații de genul acesta. Părinți care n-au nicio treabă cu biserica, crescuți cum au fost, am crescut și noi pe vremea comunismului, dar care datorită copilului care a primit ce trebuie la ora de religie și-a schimbat optica despre liturghie, despre credință în general și și-a schimbat și părinții, ceea ce e un lucru extraordinar. Da, sunt copii, am și eu elevi care singuri încep să meargă. Corect. Și pe urmă vin și le mai explică și la ceilalți. Le punem întrebări, da? Sigur că da. Și se fac ei, ca și în principiul lui Huygens, când ajunge frontul de undă la punct, devine el undă și merge mai departe. Da, și eu cred că ar trebui poate cumva schimbat în ceva, da, în orele de religie, pentru că sunt totuși este o oră pe săptămână, da, și acolo ar putea copiii să înțeleagă este, și da, să... Din punctul acesta de vedere, știți că a fost problema aceea mare prin 2015 cu scoaterea, cu semnături, da, și așa ceea ce ar fi fost foarte greșit. Da, și credeți-mă, toată lumea ne consideră înapoiați că avem oră de religie, care până la urmă este facultativă. Te poți înscrie, da, sau nu la ea. Faptul că au ales 90% dintre părinți să-și înscrie copiii spune ceva. Austria are 2 ore de religie pe săptămână și e țară civilizată, ca să zicem așa, da, spre deosebire de noi. Și cu toate astea insistă în a avea o educație religioasă. Da, pentru că prin religie poți să-ți educi cel mai corect, ușor copilul. Da, de acolo vine și morala, da, de acolo vin multe. Cel mai ușor și eu cred că părinții, dacă ar aborda această latură, ar putea să-și educe copiii mult, mult sigur, mai ușor. Sigur, și ar... Sigur. Dar știți cum? Prima... Și părinții ar trebui cumva, noi tot vorbim de ani de zile în ședințele noastre pe țară, despre școala părinților. Pentru că e complicat să fii părinte, dar e și mai complicat să fii un părinte creștin. Să înțelegi ce să pretinzi copilului sau ce să-i spui copilului în ceea ce privește creștinismul. Pentru că dacă l-ai dus de mic fără să înțeleagă nimic și l-ai obligat să facă niște chestii, chiar am avut situații genul acesta la vârsta adolescenței, unde e rebeliunea în floare, au plecat pur și simplu. M-am săturat de constrângeri. Da. Eu mă gândesc acum că și eu am dus copilul de când era mic. Da. Și el treptat, stând la slujbă, a înțeles foarte bine niște lucruri, da, și la un moment dat, deși era foarte mic, la un moment dat parcă își dorea să-mi explice și mie ce-a lucrurile înțeles astea, el, da. Da. Și mi-a fost foarte ușor să le duc. Sigur. Deci da, background-ul n-am mai avut probleme, da, cu să mintă, să ascundă, să... L-ați dus de dar nu e de foarte frică. Important. Da, da, exact. Eu încurajez toți părinții, pentru că așa am primit noi, când ni s-a născut primul copil, duceți-l la împărtășit.
Și ne-am lovit de un zid pe vremea aceea, 95-96, un zid de, al preoților de, hai zicem, cultură veche sau de formare veche. Ce tot aduci fata la împărtășit? De aia n-are păcate. Dar nu pentru asta încercam să explic. Da. Eu vreau să crească cu Hristos, să se hrănească cu Hristos. Da. Pentru că dacă 7 ani de zile, 8-10, se hrănește cu Hristos, când va avea dorința sau, mă rog, ispita de a părăsi calea aceasta, va ști la ce să facă apel. Și Hristos, cumva, pe care l-a înghițit atâta vreme și a crescut cu el, nu va lăsa să derapeze. Și da, asta îndemn pe toți părinții. Noi avem, o să vedeți, dacă veniți la catedrală și la catedrala de evanghelie, în bisericile din oraș, dar și la sate am început, foarte mulți părinți vin cu copii la împărtășit. Și suntem criticați cumva pentru treaba asta. Ce, copilul ce păcat are? Nu pentru păcat. Doamne, iartă-mă, mergem, dar, ci ca să creștem cu Hristos. Da. Păi și eu îl duceam în fiecare duminică. Exact. Și când am mai crescut și a început să vorbească și faptul că preotul paroh din parohia unde mergeam noi, Părintele Marion, a știut să se apropie corect, de el. Foarte important. Și totdeauna la sfârșitul slujbei se apropia de el, vorbea cu el. Pe el asta îl făcea să își dorească foarte mult să... N-avea nicio teamă să meargă la spovedanie sau... Da, nicio reținere. Da. Și cred că era chiar locul unde stătea cel mai cu minte, fără să trebuiască să-i atragă atenția niciodată. Știți, pentru că dacă crești în biserică, lucrurile acestea îți devin firești. E ca și un sportiv care se antrenează, ia de la zero, dar la un moment dat antrenamentul și sportul în sine îi devine firesc. E o a doua natura lui sau natura lui principală. Așa e și cu credința. Dacă crești în lucrurile acestea, nu ți se par că vin cumva aplicate pe tine la o anumită vârstă. Gata, de azi sunt creștin. Păi nu știu să fiu creștin. Așa dintr-o dată. Și dobândește un soi de înțelepciune. Corect. Asta e cel care, mai important. Care până la urmă n-a fost constrâns să învețe lucrurile alea sau... Deci le-a luat el din ceea ce... Da. Și de aceasta am făcut paranteza asta pentru că cred că este important și este foarte ușor să-ți duci copilul dacă faci lucrul ăsta. Sigur. Acum, dacă tot... am vorbit despre tineri și despre pentru că suntem în post, aș vrea să vă întreb tot în legătură cu tinerii, dacă ei vin la spovedanie și dacă îi ajută lucrul ăsta pe ei, în special. Acum, dacă mă întrebați procentual, nu vin. Procentul nu vin. Este destul de mic. Numai că trebuie să știm un lucru. Credința creștin și mai ales creștinismul ortodox nu este o mișcare de masă, ci este până la urmă o chemare a lui Dumnezeu. Este un elitism, dacă pot să-i spun așa, duhovnicesc. În tinerețe, când am avut o întâlnire așa frumoasă cu părintele Teofil Părăianu, înainte de a trece la cele veșnice, a fost internat în spital la Deva mult timp și am avut o discuție cu dumnealui vreo jumătate de oră în care am toate aceste probleme, cumva le-am pus pe tapet. Cum să procedez? Și el mi-a zis așa, zice, tu vezi, mă, Radu, cum el vorbea așa frumos, ardelenește, de pe la Sibiu, vezi, mă, că zice, și la mine la conferință vin câte 400 de oameni, e plină sala. Dar zice, eu sunt foarte mulțumit dacă 20 din ei rămân cu ceva. Restul, da, frumos, spectacol, spumă, șampanie, dar nu, se duc bulele. Și cumva asta este, cred că... Asta ar trebui să fie așteptările noastre. Noi prezentăm creștinismul tuturor, îi invităm pe toți, dar nu neapărat vor răspunde toți în egală măsură. Da. Și de asta eu sunt foarte mulțumit când văd tineri care vin la spovedit, că vin, nu pot să spun că nu vin. Mă, clar, dintr-o, hai să spunem, o comunitate de 100 de tineri, poate vin 20. Dar este un câștig, credeți-mă. Da. Pentru ei, în primul rând. Da. Că nu, biserica n-are niciun câștig, până la urmă. Hristos n-are niciun câștig la modul propriu, personal. Câștigul este clar al omului care intră într-o relație cu Dumnezeu și când ei ajung să înțeleagă lucrul acesta, nu se mai dezlipesc de Hristos, credeți-mă. Da, și mai cred că copiii și adolescenții, mai ales cei de la începând de la 12 până la 18 ani, trec prin niște etape destul de tulburi, nu se pot neapărat ancora în ceva. Așa e. Și sau nu găsesc suportul sau sprijinul sau nu pot povesti sau nu pot fi înțeleși. Da. Și atunci cred că este foarte important dacă
ei și-ar da seama sau ar fi conștientizați că acolo ar putea să găsească acest sprijin și sigur, acest echilibru. Sigur. Aici e o muncă de echipă, ca să zic așa. Noi ca preoți, profesorii, părinții, e... Am vrut să vă dau un exemplu referitor la treaba asta. Am avut o familie, am în continuare o familie care, pe care i-am luat la spovedanie de la începutul preoției. Și veneau la catedrală la Deva. Mama, foarte riguroasă, din două în două săptămâni era la mănăstire la Frăsinei cu toți copiii după ea. Acolo au primit niște lucruri foarte, cum să spun, dure, da, stricte. Da. A, copiii să fie împărtășiți în fiecare duminică, dar să țină post 3 zile înainte. Și eu le spuneam, băi femeie, cum să-i pui să țină post sâmbătă, vineri și joi, să împărtășesc duminică, după aceea miercuri zi de post, iară joi, vineri, duminică post, păi cu ce o să crească copiii ăștia? De asta rânduiala este posti miercuri și vineri și posturile mari. Plus că sunt copii, până la 7 ani nu discutăm de post. Nu. Ok. Copiii au crescut așa, în această rigoare, obligați, smetanii, spovedanie împotriva voinței lor, au crescut, au ajuns la liceu, la facultate, veneau, se spovedeau, îi simțeam că unii mai aveau ceva de spus și nu spuneau. În fine, săptămâna trecută mă sună cel mai mare dintre copii, care n-a mai venit vreo 2 ani la spovedit, zice, vreau să mă spovedesc. Da, eu obișnuit cu, vino, te rog. Și vine și zice, părinte, va fi prima spovedanie adevărată de când mă știu. Și a scos vreo 5 pagini de hârtie, în care efectiv și-a făcut un examen de conștiință, dar pentru prima dată din proprie inițiativă. Da. La 23 de ani, el venea la biserică de la 12. Exact cum spuneți. Experiențe din acestea de constrângere. Dar m-am bucurat pentru că ce-a pus mama totuși acolo, ca împărtășanie, ca viață, chiar și așa cu biciul dus la biserică, a dat roade la un moment dat când el a înțeles cu adevărat că fără Dumnezeu e foarte greu și că împreună cu Hristos îi va fi mult mai simplu. Și pentru asta trebuie să fie foarte sincer. Da. Ce înseamnă să-ți faci o... Dacă mergi la spovedit, să-ți faci o radiografie sau o spovedanie corectă? Acum există acele îndreptare de spovedanie, pe care, sincer, eu când l-am citit prima dată m-am îngrozit că aveam 400 de păcate pe toate le făcusem. Așa, nu știu de ce... Acum fac o paranteză. Există niște înțelegeri estice, ca să zic așa, ale spovedaniei și niște înțelegeri către sud, așa, către Grecia. Noi suntem cumva la mijloc. Rușii sunt foarte rigoriști, de aici și ortodoxia moldovenească, mi se pare mie, are aceste îndreptare foarte dură de spovedanie. Vă dau un exemplu. Da. Ai citit cărți eretice. Păi dacă am citit psihologie și yoga înseamnă că sunt cărți eretice, dar nu am citit ca să-mi însușesc învățătura. Eu nu consider asta un păcat, Doamne iartă-mă. Grecii sunt mai altfel. Grecii sunt într-adevăr cu introspecția, cu cercetarea conștiinței proprii, ce te deranjează la tine. E, cumva lucrurile ar trebui să fie așa o medie între ele. Există niște păcate mari care sunt opritoare de har. Când ai ajuns în ele, ai nevoie de niște chestii foarte tăioase, ca să zic așa, ca să îți revii din acelea. Dar eu sunt adeptul spovedaniei sincere în sensul de a-ți face un examen de conștiință, nu ce scrie acolo că e păcat, ci ce consider eu că e păcat, cu ce am greșit lui Dumnezeu și oamenilor. În momentul în care eu vin și spun cu ce am și nu ating problemele esențiale, preotul vine și întreabă suplimentar, dar asta cum este, cu asta cum stai? Și dacă copilul vine și îți spune durerile lui, încet încet poți să-l aduci și la faptul de a înțelege că sunt și alte păcate pe care el nu le consideră păcate, dar care îi strică lui echilibru sufletesc și viața lui cu Dumnezeu. De exemplu, curvia, care este la ordinea zilei, ca să zic așa, și copiii ăștia încep de foarte repede relațiile sexuale, ei nu le mai percep ca și păcate, că doar toată lumea face. Peste tot vedem aceste oferte la pornografie, la sexualitate, la tot ce vrei, li se par firești. Bun, ei vin, mă cer cu tata, mă nu știu ce, mă, și eu încet, încet îi duc către partea asta. Dar cu partea sexuală cum stai? Oh, bine. Zic, cum bine? Oh, am nu știu câte la activ. Păi zic, aia nu-i chiar bine. Păi cum, de ce nu-i bine? Și cumva așa trebuie angajată discuția, că ăsta e păcatul principal la ăștia mici. Sexualitatea, mă rog, drogurile. Și dacă înțelegi cu timpul, bineînțeles, că un dezechilibru sexual la vârsta asta îți afectează echilibrul tău emoțional și sufletesc pe termen lung, atunci poate reușești să o dai deoparte cumva.
Deci eu așa cred că trebuie abordată spovedania. În primul rând să-l asculți ce are el de spus. Dacă îi pui din start îndreptarul în față, l-ai pierdut. A doua oară nu mai vine, pentru că el se simte, constrâns. Da, constrâns și îi îngrădești condamnat. Da, condamnat, judecat. Judecat. Ești un curvar, nu mai ai ce căuta la mine. Păi tocmai biserica e pentru păcătoși, că dacă am fi toți sfinți în biserică, n-ar mai exista biserica să ne facă sfinți, ca să zic așa. Da. Și sunt receptivi la sfaturile pe care de obicei le... da, să știți. De obicei da. Adică, cel puțin pentru mine, feedback-ul este, pentru cei care vin, este un feedback foarte bun, pentru că vin și a doua și a treia oară și cumva își creează o relație. Da, am avut și exemple, dar nu de tineri, credeți-mă, mai degrabă de oameni adulți care au venit, ca să zic așa, prima dată la spovedit pe la 60 de ani. Nu s-au spovedit niciodată în viața lor, sau formal la căsătorie, și la 60 de ani au auzit că e bine să vină la spovedit. Și vin și încep să înșire niște lucruri. N-am dat în cap la nimeni, n-am făcut aia. Bun, dar zic, ce ai făcut? Păi n-am făcut nimic, eu sunt în regulă. Zic, ok, atunci uite acolo pe perete, mai avem un loc. Putem să te punem sfânt direct, că te pictăm dacă n-ai nicio problemă. Și în momentul în care le deschizi ochii că aia nu-i bine în relația cu Dumnezeu, ăla e un păcat, cumva se supără și nu mai vin. Am avut cazuri din acestea. Acum, datoria mea nu este să-i fac să se simtă bine, confortabil, să aibă un confort psihic că ei sunt în regulă, ci dimpotrivă, să-i vindești sufletește, asta e datoria preotului duhovnic, sau cel puțin să inițiezi această vindecare. Și atunci, unde e cazul, se taie și în carne vie. Părinte, aici încheiem prima parte a emisiunii, care va fi difuzată sâmbătă seara, și vom continua cu a doua parte a emisiunii, care va urma duminică seara, începând cu ora 20. Le mulțumesc telespectatorilor că ne-au urmărit această primă parte a emisiunii și aștept duminică seara, începând cu ora 20, la Independent TV Hunedoara, pentru ca să continuăm această discuție cu Părintele Radu Trifon. Vă mulțumesc, la revedere!